Metodele de eludare a legii sunt diverse în domeniul comercializării și transportului materialului lemnos, unii dintre cei care lucrează în domeniu încercând să păcălească autoritățile cu acte aparent în regulă. Vigilența celor care fac însă controle în trafic a dus la depistarea celor care se abat de la regimul silvic. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni 8 octombrie, la ora 8:30, o patrulă din cadrul secției 3 Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control pe drumul județean 209 Cat, în comuna Marginea, autoutilitara condusă de un bărbat de 67 de ani din municipiul Rădăuți, care transporta material lemnos. În urma verificării documentelor, polițiștii au constatat faptul că avizul de însoțire este expirat, motiv pentru care s-a solicitat sprijinul specialiștilor silvici, care în urma inventarierii au stabilit faptul că acesta transporta ilegal cantitatea de 1,41 metri cubi cherestea de esență rășinoase. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar materialul lemnos în valoare de 761 de lei a fost confiscat și predat în custodie ocolului silvic Marginea. Tot luni, la ora 12:50, o patrulă din cadrul secției 3 Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control pe drumul județean 209 K din comuna Volovăț, autoutilitara condusă de un bărbat de 27 de ani din comuna Horodnic de Sus, care transporta material lemnos. În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține documente legale de proveniență și transport pentru materialul lemnos, motiv pentru care s-a solicitat sprijinul specialiștilor silvici, care în urma inventarierii au stabilit faptul că acesta transporta ilegal cantitatea de 3 metri cub lemn de foc de esență fag. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor legii numărul 171 din 2010, iar materialul lemnos în valoare de 269 de lei a fost confiscat și predat în custodie ocolului silvic Marginea.